minus din ultimii doi se scot în factor comun. Pe cine? Se scot în factor comun, cine ar fi comun și colo? F de x0. Deci vine și scoți minusul și atunci vine g de x minus g de x0. G de x minus g de x0, x0, pe lângă f de x0, supra x minus x0, și toată șmecheria asta într-o paranteză dreaptă, să spun așa, înmulțit cu 1 pe g, pe g de x ori g de x0. Și egală mai departe cu, să vede treaba cum merge bine, ești demonstrația așa asta, și va fi egală cu, ia să vedem cu ce, deci h derivat în punctul x0 va fi egal cu limită pentru x timp de la x0 din f de x minus, hai că și trecem la limite, limite din fiecare, de așa înseamnă f derivat, deci vine f derivat ori g nederivat, că g de x0 ori ar trebui să fie f, de, f derivat în punctul x0, g de x0, minus f nederivat în punctul x0, ori g derivat în punctul x0, ori g derivat. Și supranumitorul, uitați-vă, că e g de x ori g de x0, înseamnă g de g pătrat de x0. E g de x0, g de x, da. Și asta fiindcă a fost în punctul x0, în general în punctul x este exact formula de aici. F derivat ori g nederivat minus f ori g derivat supranumitor la pătrat. Dragilor, aceste rezultate fac ca să încercăm să conducem mai departe limitele pentru alte funcții, să socotim așa. Dar la ce funcții să mă refer? Deocamdată am zis x la n. Hai să vedem cum facem f de x cu radical indicii, radical din x. Deci să luăm f de x egal cu radical din x. Cât va face această derivată? Păi, cum să fac eu asta aici? Mă apuc repede, să zic. F derivat în punctul x0 egal cu limită pentru x tinde la x0 din f de x, adică radical din x, minus radical din x0, supra x minus x0, și egal cu limită pentru x tinde la x0 din radical din x, minus radical din x0. Dar aici cu radical le-am făcut mai devreme în lecțiile trecute și am făcut limite de acestea. Vedeți, de ce trebuie să știu să fac limite? Cu astfel de limite cu radicali mi-e clară. De fiecare dată, dacă aș înlocui pe x cu x0, sunt în cazul 0 pe 0. Deci la derivate, totdeauna mă sunt în cazul 0 pe 0, că așa este construit R de x-ul acela. Ei bine, și acum aplic conjugata și vine, după conjugată, mulțesc și sus și jos, nu? Că de ordine 2. Hai să zic, radical din x minus radical din x0, pe lângă radical din x plus radical din x0, totul supra x minus x0 pe lângă radical din x plus radical din x0 se face egal mai departe, dacă știu să fac limite, vedeți? De aceea limite întâi. Și noi suntem la limite chiar la început, n-am făcut de câteva chestii cu limite. De aceea ordinea este întâi limite și pe urmă derivate. Că derivata este o limită a raportului acela f de x minus f de x0 supra x minus x0. Dar punem ușor, ușor, până pe o serie de formule care ne-or fi de mare folos pentru a obține mai întâi formulele derivatelor funcțiilor elementare, care or fi acele, l-am văzut, vedea repede pe parcurs. Și acum vine limită pentru x tinde la x0 din x minus x0, ca a minus b până la a plus b face la a doua minus b la a doua, adică stă la a doua, dispare radicalul. Deci ar vine radical din x la a doua, minus radical din x0 la a doua, ca a minus b pe lângă a plus b, totul supra x minus x0. Și jos să înlocuim pe x cu x0 și vine radical din x0 și cu radical din x0, deci 2 radical din x0.
plecăm mai departe cu limită pentru x tind de la x0 din x minus x0 supra x minus x0 ori 2 radical din x0. Dragilor, acum este momentul în care scăpăm din necaz, din simplificarea asta care dădea. Locuim pe x cu x0, vine x0 minus x0, 0, 0, 0, 0. Deci 0 pe 0. Și atunci necazul acela care era pentru început este înlăturat. Și atunci la limită face rezultatul 1 pe 2 radical în x0. Așadar, putem spune că radical din x totul derivat, radical din x totul derivat, face 1 pe 2 radical din x. Acolo a fost în punctul x0, dar în general atât este în orice punct ar fi, deci acesta ar fi rezultatul. Dacă însă funcția f de x ar fi radical mici 3 din x, hai să ne închipuim că este radical mici 3 din x, oare cum ar fi? Când, cât ar fi? Deci dacă f de x ar fi egal cu radical mici 3 din x, ne descurcăm, să zicem, limită, deci f derivat în punctul x0 ar fi limită pentru x tind de la x0 din radical indicii 3 din x minus radical indicii 3 din x0 totul supra x minus x0, așa, iar limita asta, sigur, nu suntem pregătiți cu toate limitele. Întrebarea este dacă am făcut-o ieri, și am făcut-o cu ieri, alaltă ieri, într-una zile astea. Am făcut radical indicii 3. Începe să bureze binișor. Noaptea se instalează, seara se instalează și sigur că nu mult voi mai avea posibilitatea să lucrez, dar să sper că mai pot. Egal cu limită pentru x tind de la x0 din a minus, aș vrea să fie la a treia aici. Imediat mintea fuge la a la a treia minus b la a treia. Cu cine este egal la a la a treia? A la a treia minus b la a treia este egal cu a minus b pe lângă a pătrat plus a b plus b pătrat. Dacă nu mă credeți că este corect, n-aveți decât să mulțiți voi și să vă dea a la 3 minus b la 3. Eu am a minus b. A minus b. Ce mi trebuie? A pătrat, adică ăsta la pătrat, plus ăstea două mulțite, a ori b, și plus ăsta la pătrat. Deci, îți scriu pe radical indicii 3 din x minus radical indicii 3 din x0, totul pe lângă. Cine? A pătrat, adică radical indicii 3 din x la pătrat. Plus AB, plus radical indicii 3 din x, ori radical indicii 3 din x0, și plus B pătrat, plus radical indicii 3 din x0 la pătrat. Dragii mei, am pus bucata asta eu. Jos era x minus x0 și bucata de sus. Deci o copiem și pe asta de jos. De sus și o punem și jos. Numai că sus face foarte bine, egal cu limită pentru x tind de la x0, din cine? A minus B face A la 3 minus B la 3, adică locul întâi la a treia și face X. Ăsta la a treia dispare radical și face minus X0. Deci s-a strâns tot conform formulei. Jos am X minus X0 pe lângă paranteza aceea. Pe lângă radical nici 3 din X pătrat plus radical nici 3 din X ori X0 și plus radical nici 3 din X0 la pătrat. Da? Și îi dau mai departe cu. Acum, iată, scap din necaz. Asta era. Asta e problema la fracții. Totdeauna trebuie să ajung să simplific. Și locuim pe x cu x0 și vine radical nici 3 din x0 la pătrat, radical nici 3 din x0 la pătrat, x ori x, și radical nici... Cât sunt? 3 de ăștia. Faci 1 pe 3 radical nici 3 din x0 la pătrat. Asta că a fost în punctul x0, în general în punctul x, voi avea că radical indicii 3 din x totul derivat, hai să scriu aici. Deci am că radical indicii 3 din x totul derivat este egal cu 1 supra 3 radical de ordinul 3 din x pătrat. Iată că am găsit și formula asta. Sigur că gândul, dacă aș pune radical indicii 4 din x, pare cât ar face radical indicii 4 din x? Dacă ați fi voi acum în bancă, în fața mea, sigur că mi-aș da seama și voi, sigur ați reacționa foarte frumos. Adică, când a fost radical nici 3 din x derivat, mi-a dat 1 pe 3 radical nici 3 din x pătrat.
Când a fost indicele 2, a fost 1 pe 2, indicele 3, 1 pe 3, și X-ul, n-am, X-ul e la o putere mai mică cu un indice, a 3, X la a doua. X-ul aici este la puterea întâia, e mai mic decât 2 cu o unitate. Așa mă încurajează să cred că radicalul din C3, radicalul din C4 din X totul derivat ar face 1 supra 4 radical indice 4 radical indice 4 din X la câta? La a 3. Vă las pe voi să faceți chestia asta, în mod sigur o faceți, că vine tot cu radical conjugat acolo, cu ordin 4 și ajungeți foarte frumos la rezultatul ăsta. În general, hai să vedem, în general, radical indice n din X totul derivat, deci radical indice n din X, radical indice n din X totul derivat, puteți dovedi, și iarăși vă las pe voi, este egal cu 1 și vă rog să mă ajutați acum. Când a fost indicele 4, a apărut 4 aici. Când a fost 3, a apărut 3. Acum indicele n, va apare n aici. N, radical indice n, din X-ul la cât? Când a fost indicele 4, a fost 3, indicele 3 a fost 2. E clar că va fi la puterea n minus 1. Iată, dragilor, că am găsit și formula radicală de ordine n din X. Deci, vă amintiți că am început funcțiile elementare, am mers cu funcția directă și inversă. Deci am vrut să văd paralela foarte bine funcție directă și inversă. Nu orice funcție admite și inversă, doar acele funcții pentru care nu funcția directă este bijectivă, spuneam. Subjectivă și injectivă. Vedeți din urmă, funcții, capitolul funcții, lecțiile acelea în care mi se sta foarte mult și nu pot să fac, să spunem, să insist la nesfârșit. Atunci mă lovesc tot timpul de lucruri de ori și nu mai pot continua. În concluzie, dragilor, am luat câteva funcții elementare pe care le-am știut eu. O altă pereche, un alt grup de funcții care ar putea să fie luate în considerare sunt funcția exponențială cu inversa sa, care e logaritm. M-a sunat cineva și îmi spunea, domnul profesor, faci o lecție și cu logaritm? I-am spus, dragul meu, videomanualul matematic, la clasa 10 este deja pe internet. Deci n-aveți decât să faceți click la toate, la videomanualul de clasa 10, la capitolul clasa 10 și acolo vedeți toate lecțiile.